Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Campus.pe. Așa cum probabil ați observat, nu mai am eu bună voia cu care intru de obicei în emisiuni și îndată o să vă dați seama și de ce. Nu este vorba despre bună voie, nu este vorba despre zâmbetul acela larg pe care îl afișam de fiecare dată când intram în direct, pentru că vorbim în această după-amiază despre un caz absolut dramatic, un caz care ne-a afectat pe noi românii, un caz care cu atât mai mult ne-a afectat pe noi buzdoienii. Vorbeam zilele trecute în emisiunile mele despre faptul că nu se întâmplă o nenorocire în țara asta în care să nu fie implicat și Buzăul. Iată că vorbim despre drama petrecută pe 30 octombrie la Clubul Colectiv, când, stând și ascultând știrile, am tras nădejde că de data asta Buzăul nu mai este prezent. Iată că m-am înșelat, ulterior, la doar o zi distanță, am aflat că este prezent și Buzăul. Și, din păcate, Buzăul este prezent în drama de la Colectiv datorită unui tânăr absolut remarcabil, un tânăr de o inteligență rară, un tânăr bun, un tânăr frumos, un tânăr iubit, dar care mai mult decât orice pe lumea asta iubea lumea, iubea oamenii, își iubea meseria, își iubea pasiunea aceea de a fotografia, un tânăr la superlativ. Este vorba despre Cătălin Mircea Ilnițchi, cel care a plecat de curând către un spital din Israel. Să sperăm că are șansa de a fi tratat potrivit suferințelor pe care le are acum, de a fi tratat corespunzător acolo. Dacă aici, în țara în care noi trăim și ne plătim ani de zile tot felul de dări către stat, nu avem șansa să fim tratați, poate măcar în alte state avem șansa să fim tratați. Am făcut presiuni uriașe, rugăminți foarte multe au venit din partea mea și aș fi încercat să fac și promisiuni, dar știam că aici m-aș fi pus cu soarta și n-am putut să o fac. În schimb, invitaților mei din această după-amiază le-am adresat foarte, foarte multe rugăminți pentru a accepta să vină în studioul Campus TV și le-am garantat că nu-i voi ține mai mult decât domniile lor vor putea să reziste, să ne povestească despre Cătălin, despre ce tânăr minunat era, despre viața lui de dinainte de incidentul de la Colectiv, despre viața lui care va urma. Vă spuneam că am făcut presiuni foarte mari. În cele din urmă au reușit să își calce pe necazul care a dat peste domniile lor și să vină aici în studioul Campus TV să ne povestească despre Cătălin, să îndrăznească alături de mine să ceară sprijinul buzoienilor și celor care l-au cunoscut sau poate care nu l-au cunoscut niciodată pe Cătălin, pentru că el, începând de ieri, de când viața lui începe să se schimbe, timp de mulți ani de acum încolo va avea mare nevoie de ajutor. De ce, pentru ce și în ce scop vom vedea în această după-amiază. Invitații mei din această după-amiază sunt doi oameni care l-au cunoscut pe Cătălin încă dinainte de a se naște. Cătălin a crescut alături de acești oameni, așa cum glumeam noi înainte de începutul emisiunii, a mâncat din aceeași farfurie cu copiii domniilor lor, a crescut sub ochii lor și putea să ciocăne la ușa domniilor lor la orice oră din zi și din noapte și era primit fără niciun fel de problemă. Cătălin a fost aproape copilul familiei Suditu. Este vorba despre domnul profesor Adrian Suditu. Bună ziua, domnule profesor! De asemenea, alături de noi este doamna Ștefania Suditu, soția domnului Suditu, cea care l-a văzut pe Cătălin crescând. Doamne, l-ați văzut pe Cătălin de bebeluș și până la un adevărat bărbat, un bărbat frumos, așa cum spuneam. De bebeluș nu, dar de la 4 ani, în fiecare, dacă nu zi, în fiecare weekend, în fiecare petrecere, în fiecare plecare undeva și oricând încercam și noi, de pe vremea aceea, sunt atâția ani, cu copiii noștri să se distreze, să aibă o copilărie și să simtă toți iubiți. Este una dintre prietenii noștri vechi de 30 de ani,
Noi încă mai avem norocul să avem acei prieteni vechi, un rând de prieteni de 35 de ani și Tamara și cu Cătălin cam de 32 de ani. Cătălin de la 4 ani, de când am venit noi în Buzău, el avea 4 ani, să știți că a fost băiatul familiei, pentru că dacă noi avem două fete, vă dați seama, chiar am fi vrut și noi un băiat. Un copil deosebit, crescând, învățând, având și luând o moștenire de la mama lui și inclusiv de la bunici pentru fotografie, s-a demonstrat că după terminarea facultății, o facultate foarte grea, a terminat facultatea de construcții în limba engleză, o facultate pe care mulți nu reușesc să o termine în limba română. Da. A reușit să își găsească puțin drumul și să aibă lipici la acel hobby, să facă poze. Niște poze foarte frumoase, într-adevăr, de la concerte. Avea o grupă de prieteni extraordinari. Oameni de asemenea de calitate. Toți de calitate. Și dați voie să vă spun un singur lucru. Sunt ei rockeri. El nu a băut, nu a dansat, în schimb a ascultat tot felul de muzică, de la muzică clasică, dar i-a plăcut rock-ul. Poate și aici noi, ca familie, avem un rol, că l-am pus de mic așa la să asculte rock. La dumneavoastră a prins dragostea pentru muzica rock. Și veneam în casă și încercam să-i explic substanța muzicii rock, ce vrea să spună, sentimentele care ți le dă această muzică. În același timp, să știți, Cătălin, dacă mergem acasă la bunicii lui, are discuri cu muzică clasică. Mozart, nu lipsește Vivaldi, nu lipsește Brahms, nu lipsește din discografia lui. Deci, tot timpul ascultă muzica bună. Domnule Suditu, se spune că rock-ul este muzica oamenilor inteligenți. Nu oricine înțelege muzica rock. Corect. Și dacă nu o înțelegem, nu trebuie să aruncăm cu piatra, zic. Eu la școală copiilor, am copii la școală, copii destul de inteligenți, sunt profesor la școala numărul 7 în Buzău, am copii inteligenți, le-am explicat ce înseamnă muzica rock. Le-am spus cine ascultă muzică rock. În primul rând le-am spus că toată muzica e frumoasă. În afară de o singur gen de muzică care nu-l ascult, muzica populară, Sofia Bicoveanca, să-l ascultăm pe Zamfir, să-l ascultăm pe Tudor Gheorghe. Domnule Suditu, vă întrerup. Și doamnelor și domnilor, nu știu dacă dumneavoastră ați ascultat melodia. Tudor Gheorghe o melodie. Au făcut copiii noștri dinți. Da. O melodie mai potrivită pentru acest moment al României nu putea să existe. Și dacă dumneavoastră i-ați rostit numele maestrului Tudor Gheorghe, n-am putut să nu fac această remarcă. Vreau să-mi povestiți un lucru. Să vă spun o întâmplare? Mă scuzați că vă deranjez. Eu în 1980 am terminat facultatea și am fost repartizat la Bărăganul de Brăila. Amândoi, de acolo îi cunoaște și avem prieteni vechi de atunci. Și la un moment dat aveam un prieten învățător, Ionel Constantin, care ajunsese directorul Clubului Tineretului din Țăndărei și mai dădea câte un spectacol în Dudești de Brăila. Erau două localități, că așa am luat când am luat repartiția, unul lângă altul, ca să fim aproape, eu cu soția. Și eu eram cel care făcea naveta și pe Tudor Gheorghe l-am personal l-am primit și a ținut un concert în comuna Dudești. Și avem mulți actori, artiști au fost atunci. Așa ați început să vă construiți dumneavoastră cultura muzicală? Nu, cultura muzicală mi-am construit-o dinainte de facultate, din timpul liceului, când ascultam Santana, Deep Purple, Led Zeppelin, Beatles. În timpul facultății, când am dat discotecă la Universitatea Suceava, unde am terminat amândoi facultatea, de atunci am început. Deci muzica rock mi-a plăcut extraordinar. Și toate genurile de muzică bună. ABBA, de exemplu, care a rămas în
vorbind de muzică, dar Tolea Postobe e mult mai bun ca mine ca să vorbească de așa ceva. Eu spun... Vorbeați despre Deep Purple, despre cum ați încercat așa ca niște cloști în jurul lui Cătălin să-l ajutați să ia cei mai buni din muzică și din viață și mi-a fugit gândul la Fimiu, pentru că eu când eram însărcinată cu băiatul meu nu ascultam decât Child in Time. Atât puteam eu să ascult. Sper să rămână cu ceva de atunci și să învețe că o muzică de calitate este o muzică care te face să gândești mai bine. Cum asculta Cătălin muzică? Relaxat, câteodată tare, iar eu când eram probabil prea stresată, eu sunt o fire foarte energică și la un moment dat le spuneam, ori dați mai încet, ori vă dau afară. Deci, nu, și comentau, și discutau, și... Sunt două. Frumos. În orice caz, Cătălin, vă spun, îmi pare rău că el avea de gând să-și facă o expoziție, de fotografii. Și poate o să-l ajute Dumnezeu să-și o facă. Da, cu prietenii. Și noi cu prietenii. Să deschide o expoziție ultima dată, deci înainte de a se întâmpla evenimentul neplăcut, tragedia. Eveniment, nu, tragedie. Chiar ne spunea, deci, el îmi spunea, băi, Suditule, ia zi, bă, Cătăl. Bă, generele meu tot Cătălin îl cheamă. Și ca să, când făceam grătarul, să nu stric Cătălin, răspundeam amândoi. Și lui Cătălin îi spuneam Cătămic. Bă, Cătămic, ia du-te tu la Dica și vezi că ne mai trebuie câte ceva. Un băiat extraordinar, atât de bine crescut era băiatul ăsta. Vreau să le arăt telespectatorilor noștri și colegii, poate colegii mei mă pot ajuta să focalizăm mai bine pe fotografii. Încă de la o vârstă fragedă, 10 ani avea 10 acolo. Ani, da, Cătălin poate, se poate remarca printr-o freză oarecum nonconformist, așa. A început cu părul lung, da? Așa. Sunt aici, văd pe spatele fotografiilor august 2002, dar deja cred că e mult în, mult în spate. 96, da. Cătălin, avea cu părul destul de lung, se poate observa. Cât avea aici? 10 ani. Așa, încă o fotografie. Dansând cu soția mea. Dansează cu soția dumneavoastră. Da, și când fata cea mare, i-am făcut aniversare la 16 ani. Părul la fel de lung. Părul, da, la fel puteți de lung, observa. Foarte modern, îmbrăcat. Iată, Cătălin se schimbă. Da, se transformă în 2002, adolescent. Da, mergeam în Delta. S-a scurtat părul, da, au apărut brățările la mâini. Da, fata cea din dreapta este fata mea cea mică. Cea mică de 28 de ani. Mică va fi întotdeauna pentru, da, dumneavoastră. Aici e Cătălin cu mama lui, cu Tamara. Se vede relația absolut specială dintre este ei. Este. Aici, așa? Cătălin pescuind. Am multe fotografii, n-am avut cu cât am, da, căutat în albume și în asta. Avem două fotografii. Era mai greu. Aici vă rog să fiți atenți. Vedeți că aici sunt doi. E Cătălin în stânga. Da. Da. Și Adrian Bivolaru în dreapta. Adrian Bivolaru este tot așa, băiatul celor mai buni prieteni ai noștri de 35 de ani. Și la nici 25 de ani a murit în America, în statul Delaware. S-a dus să facă universitatea în limba engleză. A primit un MBA, a luat examenul. Statul american îi mai prelungea încă un an de zile șederea în America. A făcut o lucrare a lui de încheiere de MBA de implementarea lui Exxon Mobil în România și după ce a reușit, a rezolvat, după 3 zile s-a îmbolnăvit, a avut limfom, nu mai țin minte cum se cheamă, i-au făcut tratament, 90% era salvat și a clăcat, a făcut stop cardiac. Acest copil a fost legănat de noi și părinții lui pe una dintre fetele noastre, tot așa au crescut, tot așa niște copii foarte buni și de multe ori stau și mă gândesc de ce acești copii care sunt buni, inteligenți, muncesc, învață, foarte respectoși, foarte bine crescuți, când trebuie să meargă pe drumul lor care poate le-ar plăcea, s-ar simți împliniți, se întâmplă câte o barieră.
Și asta eu este... Eu trag nădejdea și dumneavoastră, noi, telespectatorii noștri, trebuie să ne rugăm. Pentru că rugăciunea, chiar dacă sunt persoane care poate mai blamează, care poate blamează partea fizică care există aici pe pământ, însă sufletele noastre, fiecare în parte, au un Dumnezeu, același Dumnezeu. Rugăciunile noastre trebuie să facă și să ajungă acolo unde trebuie, pentru ca tânărul Cătălin Ilnitski să se întoarcă în România pe picioarele lui. Și se va întâmpla. Nu se poate întâmpla ce s-a întâmplat cu prietenul lui. Nu putem nici măcar să ne gândim la acest lucru și cred că dacă noi vom gândi pozitiv și ne vom îndrepta toate acțiunile noastre că pentru binele lui, sunt convinsă că în cele din urmă se va întâmpla. Înțeleg că programată plecarea pentru Cătălin era de sâmbătă, da. Să plece în Israel la clinică, una dintre cele mai bune clinici, da, din Tel Aviv. La Shematel Ha, nu știu cum se cheamă, Sarom, Shom, nu știu. Sunt greu de pronunțat denumirile lor. O clinică bună, o clinică excepțională. O clinică excepțională. A fost furtună în Tel Aviv, un avion special. Nu a plecat pentru că îi făcea lui rău, că venea și imediat îl lua. A așteptat și a plecat în jur de 14, duminică. Ieri, în jurul orelor 14, am primit semnal când a ajuns acolo. S-a format, deja erau pregătiți un comitet de criză, 12 medici, într-un mediu steril, și au început din nou toate analizele și toate investigațiile. Cum? Mama lui Cătălin este plecată, da, cu el acolo. Este plecată cu el acolo. Da. Ați reușit să vorbiți cu dumneaei de ieri până astăzi? Foarte puțin. A vorbit... Mai mult a vorbit fata noastră cea mică, pentru că au alte contacte cu WhatsApp-ul noi. Da, WhatsApp, suntem Facebook, la telefoanele și toate, exact, celelalte. Da, și ne ține la curent. Exact. Era stabil hemodinamic, dar situația este critică. Noi sperăm. Medicii n-au ieșit să facă niciun fel de... Probabil că vor ieși, nu știm. Nu știu. Vom afla de seară sau mâine, vom afla. Dar până acum au spus că este ok transportul, cum a ajuns acolo și cum au fost primiți. Mai avem și noi niște prieteni în Israel, îi vom contacta, prieteni din facultate izraelieni. Prieteni și îi vom contacta să vedem cum pot ajuta și ei, la rândul lor, să ajute familia, să ajute... Da. Problema... Deci noi să... Și sperăm din tot sufletul că se va întoarce. Eu sunt convinsă și sper din tot sufletul. Și noi vrem că se întoarce. A doua... Nu mai putem din cei doi copii care i-ați arătat. Pe unul l-am adus din Statele Unite acasă, mort, într-o cutie. Al doilea nu mai vreau să-l duc. Continuat. Doamnelor și domnilor, pe ecranele televizoarelor dumneavoastră, dincolo de titlul de sus, Cătălin Ilnitski, grav rănit în colectiv, are nevoie de sprijin, mai sunt două titluri în partea de jos a televizorului. Acolo sunt două conturi. Cele două conturi sunt deschise pe numele de Neagu Tamara Adina, este mama lui Cătălin. Și îndată o să vă explic și pentru ce le-am trecut acolo. Cred că dacă până acum Dumnezeu v-a ferit să înțelegeți ce înseamnă o arsură, o arsură minoră, da? Păi una de genul celei pe care a suferit-o Cătălin, încercăm noi să vă explicăm, iar dacă ați trecut prin asta, puteți dumneavoastră să înțelegeți. Cătălin va fi tratat în Tel Aviv o perioadă de timp. Așa cum spuneam împreună cu invitații mei, ne rugăm la Dumnezeu și tragem speranțe că se va face bine și că va veni pe picioarele lui în România. În momentul în care se va întâmpla acel lucru, toată lumea este conștientă de câteva lucruri.
În primul și în primul rând, Cătălin nu va mai putea să-și reia în imediata perioadă meseria pe care o avea. În primul rând, nu va putea să meargă în fiecare zi la jobul pe care l-avea la o multinațională, un job foarte bine plătit. Nu va putea să-și reia cel de-al doilea job pe care îl transformase așa pasiunea în job, acela de fotograf, clar nu va mai putea să-l preia prea curând. Ulterior, anual, dacă nu chiar de mai multe ori într-un an, persoanele care au trecut prin astfel de accidente, care au suferit astfel de arsuri, au nevoie periodic de intervenții. Ca să nu mai spunem că pe lângă intervențiile absolut necesare, este posibil ca el, știind cum a arătat înainte de accident, să aibă nevoie psihic să își refacă fața, mâinile, abdomenul, să arate omenește, dacă nu așa cum arătau înainte. În studioul meu, în această după-amiază, sunt doi oameni absolut modești. N-au îndrăznit în viața lor să ceară ajutorul cuiva. S-au descurcat din salariile de dascăl așa cum au știut mai bine și au făcut-o bine pentru că și-au crescut și copiilor și iată și copiii prietenilor au dus-o bine pe lângă ei. N-au îndrăznit în viața lor să ceară ajutor pentru familiile lor. Vine însă momentul acesta extraordinar de greu când datoria cumva îi face să vină aici și alături de mine să ceară ajutorul oamenilor cu suflet mare. Cătălin are nevoie acum de bani, Cătălin va avea nevoie și în perioada următoare de sume foarte mari de bani. Dincolo de sprijinul pe care statul român îl acordă, va veni această perioadă de care eu vă spun foarte grea, extraordinar de grea, când oamenii ușor, ușor vor uita și de incidentul din colectiv, și de ieșirile din stradă care s-au petrecut zilele trecute. Se va așterne uitarea, iar ei vor fi oamenii care își vor acoperi chipurile sau vor refuza să mai iasă pe stradă din cauza nenorocirii care li s-a întâmplat pentru că au vrut să asculte o muzică bună, nu să dea din cap precum niște sataniști, pentru că au vrut să facă câteva fotografii de care cititorii online să se bucure, pentru că au vrut să fie alături de alți tineri. Nu cred că au făcut nimic altceva sau nimic ieșit din comun spre deosebire de alți tineri. Nu cred că au făcut vreun rău cuiva prin acest lucru. Nu cred că ar avea de ce să fie blamați. Ați încercat să vorbeam înainte de emisiune de prietenii, de cunoștințele pe care le aveți în tot felul de medii. Ați încercat să stați de vorbă cu un medic, cu un chirurg, cu un plastician, să aflați detalii despre ce înseamnă o astfel de afecțiune a organismului? Am încercat, am vorbit, nici nu vreau să vă spun. Este crunt. Și să presupunem că rămâne cu cicatrici care s-a rezolvat. Cea mai grea problemă este cea a căilor respiratorii, respectiv plămânul. Au inhalat în afară de monoxidul de carbon, în afară de fum, acea bombă chimică, acele cianuri. Și ați văzut dumneavoastră că medicii anunță foarte clar, chiar și persoanele care au ieșit din club nu au absolut nimic, sunt rechemate la spital să fie verificate, pentru că aceste substanțe au un efect în timp. Își fac... Asta este și la ei. De asta doctorii spun că n-au mai văzut așa ceva, pentru că lucrează probabil pe etape diferite, în timp diferiți. Iar de Cătălin este, nu știu cum să aflu, dar poate reușesc să aflu. Cătălin, când a ieșit din club... Ce spui, e grijă la bunici. Da. Cătălin, când a ieșit din club, era puțin dezorientat. Ca să se înțeleagă, înțelegeți. Și a vrut să reintre. Și două fete, știu că este una din Buzău și una din București, l-au băgat, l-au urcat forțat în salvare. Deci l-a ieșit singur din...
din club și l-au cunoscut, Buzoianca l-a cunoscut și cealaltă, că era o prietenă, el probabil voia să se întoarcă, nu știu ce să facă. Să mai scoată pe cineva, probabil. Să mai scoată prieten, să o scoată pe Teo, care a murit. Tot timpul spunea Cătălin, zice, suditule, zice, este o tipă de la ProTV, Teo, mi-e prietenă. Băi, e unul... Editor da, era la zice, ProTV. Da, zice, băi, mănâncă viața, așa îi place viața, și atât plină de viață, zice, are nu știu câte operații pe creier. Zice, la spectacole stau tot timpul în spatele ei să o protejez. Deci era prieten, nu știu ce a fost, dar l-a luat imediat și l-au băgat în salvare. A fost între primii ajunși. Da. Asta spune multe despre firea lui Cătălin, despre ce om cu suflet mare era. Și vreau să cred că va fi în continuare. Trebuie să... Sperăm. Mi-a lăudat foarte mult în momentul când a dat termina clasa 8-a de la liceu industrial și profesoară de matematică a fost doamna Manole. Cătălin a fost prieten cu băiatul doamna Manole și mai sunt prieteni. Și a spus, băi, eu din tine matematician fac. I-a spus, doamna profesoară Manole, o profesoară extraordinară. Prietenă cu vecină de-a mea, tot o profesoară extraordinară, doamna Chira, de chimie. Matematician n-a ieșit el, dar a mâncat-o pe pâine și matematica pe care a învățat-o. Construcții în asta îmi spunea, zice, până la 4 am stat azi dimineață pe planșetă, că nu știu ce proiect. Deci, bă, da, să-mi iau facultate, dumneavoastră mi-a spus că a spus vecină, nu studenție cu cei de la construcții și toți au plecat, au spus că asta nu-i facultate. Au ales alte facultăți, n-au reușit să termine această facultate. A fost chemat și din alte țări să lucreze acolo și n-a vrut. A spus, știi ceva, o duc bine aici, am prieteni, am tot aici, am un salariu bun, ajunsese la un echilibru. Avea o prietenă, Anca, ea n-a fost cu el pentru că era un proiect în Polonia. Iar el nu era în seara în care s-a petrecut totul acolo să se înțeleagă. Cătălin nu mersese să se distreze pentru că o avea pe mama lui în vizită la el. Da, deci... Cătălin a mers să facă câteva fotografii pentru revista la care lucra. Chiar Tamara îmi spunea că am fost... Deci vineri s-a întâmplat tragedia, duminică am fost la București. Fata mea cea mică a fost din noaptea aceea a plecat la București. Și am fost duminică și plângea Tamara și spunea, zice, mi-a spus, hai mă, mamă, și tu, zice, fac câteva fotografii, zice, și după aia plecăm. Mama lui fusese cu 2 săptămâni în urmă la un spectacol cu Cătălin. În clubul acela. În clubul respectiv. Și își făcea procese de să-mi vinovățea. Spunea, zice, știi ce făcea Cătălin? Se ducea lângă Teo în primele rânduri, făcea câteva fotografii, după aia venea la mine, că eu stăteam în spate. Venea la mine, zice, și venea la mine, mai stătea cu mine. Iar se ducea, mai făcea 2, 3, 4, 5 fotografii și plecam. Dacă eram acolo, probabil, și l-am spus Tamara, probabil nu se știe. Așa este. Fiecare mamă, cred că își face astfel de procese de conștiință. Cât de mult, cât de specială era relația dintre Cătălin foarte și mama? Foarte specială. Să știți, mulți copii nu au parte de așa ceva foarte special. Și cu bunicilor. Și cu bunicilor. Doi bunici extraordinari. Da. Extraordinar. Familia Neagu. O să vorbim, îndată o să vorbim și despre bunici, o să o rog pe doamna Ștefania, pentru că pe dumneavoastră mi-este teamă să vă întreb cum ați aflat teribila veste și o să mai facem un apel către telespectatorii noștri, dar după o scurtă pauză publicitară.